Cam de câte ori o... a fost înșelată Bianca Drăgușanu de către însuși domnul Gabi Bădălău, care a venit la doamna... Cred că era de față și ea când se întâmpla înșelăciunea, dacă mă întreb pe mine. Pe ce te bazezi? Pe ce știu. Păi ai fost tu acolo? Ba, asta era culmea, să mă iau, să mă găsească pe site-uri de închiriat una alta. Nu sunt persoana respectivă ar fi fost... Da, e, bun, hai să vedem totuși. Accesau foarte des poveștile astea împreună. Da. Site-uri de genul. Și de asta zic că ideea că vine Bădălău și îi spune acum că am înșelat-o de atâtea ori, Bianca era probabil de față când se întâmpla un înșelăciunile. Adică nu știu exact, spune niște chestii, Zara, nu dar știu ceva de unde ciudat, superb. În fine, avem aici, Gabi Bădălău a recunoscut că a înșelat-o, nu știu să vă răspund, de 3, de 5, de 2 ori. De 3, de 5, de 2 ori? Da. Ok. Adunate sau nu știe exact în care variantă? Depinde după caz. Nu știi cum e bancul? Când el și ea, după atâta vreme, ea îi spune lui, spune-mi, dragul meu, cam câte femei ai avut tu în viața ta? La care îl faci 1, 2, 3, 4, 5, tu, 7, 8, 9, da. Nu simt dacă a scăpat cu viața. Ce drăguț. Nu, aici... Eu nici nu înțeleg de ce mai iese Gabi Bădălău să facă astfel de povești. Aș simți nevoia să facă multe Claudia, prezise. La rândul ei, știa niște lucruri. Repet, inclusiv cele spuse de cei mici. Cei mici, cât se poate de nevinovat și văzând lucruri. A noastră, Bianca... Nu e genul care să fie surprinsă de astfel de situații. E trăită. Da. Am văzut niște imagini cu ea mai... de curând, cu ea când era long, pe vremea caravanei sau ce făcea... Din dragoste. Aia zic așa. Deci alea zi imagine pe care ea ar dori, dacă ar putea să le șterge de tot, pentru că este o altă imagine a ei, foarte diferită. Deci este ceva de zici că nici n-au legătură una, că nu sunt născute de aceeași mamă. Ea își dorește ca acea imagine să dispară, deși noi suntem suma etapelor vieților noastre. N-au cum să... Cum de altfel s-a asuma și Marina Albășan greșelile tinereții, ceea ce a făcut și a făcut, într-adevăr, a greșit de multe ori. Da. Iată-o, într-un final, recunoscându-și greșelile, că așa se întâmplă în viață. Așa e bine măcar să fii... Ți le asumi la un moment mai dat. Mai ales că asta spune Bianca de Jonă, sunt asumat. Păi asumă-ți inclusiv acele imagini. Perfect. Bun. Să mai trecem așa... Stai puțin, nu să sări peste capitolul ăsta. Lămurește-mă și pe mine povestea, cum e cu povestea săltării Biancai Drăgușanu de către mascați. Mai, nu știu unde ce s-a întâmplat. S-a întâmplat lucrul următor. Ați dezbătut povestea asta? N-ați avut când? Am dezbătut-o. Practic, s-a întâmplat lucrul următor. Există bănuiala din partea autorităților, de asta au venit cu mascații, pentru a intra. Au luat-o pe Bianca Drăgușanu și pe alte persoane, i-au dus cu mandat de aducere pentru a se face anchetă și s-au intrat cu mascații într-o locație din Berceni, unde, de fapt, într-un apartament era un adevărat showroom. Okay. Spunându-se că marfa de acolo era adusă din Turcia, unde este raiul produselor, fake-urilor și a tuturor mărfurilor care pot fi aduse aici, era pusă altă etichetă și erau vândute, Bianca Drăgușanu fiind acuzată că este interpus în această afacere și că ar fi fost administrat sau ar fi avut o firmă care era combinat cu această afacere. Ea vindea rochițe, făcea chestii de genul. Se vindea pe site în România și în străinătate și era evaziune fiscală, adică nu declarau. Ah, ok. Am dezbătut cu Mihai Albu, cu Catinca, care au vândut și vând în continuare cu Mihai și se explică foarte simplu. Dacă tu, de exemplu, cu curierul vinzi de atâta, ANAF-ul ia datele de la curier și pe aia se duce la tine la TV. Nu se pupă, împachetat, atâta, nu trebuie să facă mai mult. Am înțeles. Dar ea vânzându-le... Ea a fost doar imaginea aceea. Ea vânzându-le ca și când ar fi fost creațiile ei. Da, cu un brand. Nu neapărat brand Bianca Drăgușanu, un alt brand. Dar nu era numele ei pe eticheta? Nu era. Da. Dar am înțeles că firma aia aparținea sau povești de genul. Aici firma este inclusă. Adică în ea acest... trebuia să fie oricum conștientă de tot ceea ce se întâmplă sub ea, atât timp cât tu ești cea care ai această firmă. Asta e ceva. Și am înțeles că acum e cu din asta, cu chestie judiciară. Control judiciar. Control judiciar, din cât am înțeles. Ea spune că a declarat puțin acolo o jumătură, au scos-o, în orice caz.
probabil că e ceva. Nu la orice om vin mascații la ușa așa. Asta zic, adică... Iar că Drăgușanu a folosit și ca exemplu. Mai nu trecem... știu cum de n-a bubuit presa, cum ar fi... A bubuit. Dar eram în weekend, pleca la mare, eu n-am auzit. N-a fost în weekend, dar e pentru tine și miercuri tot weekend a fost. Pentru el, miercuri a fost prima zi de weekend, prima cum spunea zi de weekend. Răposatul Andrei Versace, nu? Nu-l spunea el așa? Da, marți, adică a doua zi de weekend. Gabi Bădălău despre Claudia Pătrășcan nu cităm, nu o cunoșteam nici ca om, nici ca femeie, nici ca parteneră. Nu o iubeam, dar mi-am dorit foarte mult copilul, a spus el. Eu am greșit în căsnicia cu Claudia. Eram cu altă femeie, m-am dus acasă și am recunoscut lucrul ăsta. M-am descărcat, era momentul ăla, în loc să-și țină familia, că mai sunt 100.000 de bărbați care greșesc, a pozat un pe Facebook un mesaj foarte, foarte urât despre mine, despre familie, adică despre domnul Bădălău Nicolae Bădălău, politicianul și omul de stat. A dat-o în politică, a dat-o în amenințări în acea noapte când eram toți în casă, eu cu ea și cu copiii. A, deci de lângă el a dat asta. Da, da, da. Înainte, maică s-a intervenit în relația noastră. Eu am greșit că eram cu altă femeie, că am înșelat-o și m-am asumat lucrul ăsta. După acel mesaj în care am văzut o altă Claudia plină de ură, de frustrare, am simțit că s-a rupt. N-am niciun război cu ea, noi trebuie să ne creștem copiii în liniște și pace. N-am nimic de împărțit, inclusiv partașul. Nu e nicio miză la noi. Dacă eu văd că ea își revine și nu mai face tot circul ăsta, mai ales în presă și tot ce a făcut rău, le punea copiilor microfoane în hăinuțe sau în ghiozdan când venea la mine și vorbeam cu tata lucruri. Ce vorbește fiecare om în casă? Și pe om le posta... Le posta pe Facebook și s-a dus cu ele la poliție. De asta am ajuns atât de disperat și radical încât nu pot să stau cu ea la masă. Da. Dacă nu exista, dacă a existat această suspiciune în permanență din partea Claudiei asupra lui, e logic să se comporte astfel ea. Poate puțin cam exagerat, cu microfoane, cu povești de genul, dar femeia avea niște bănuieli. Vrea să știe... ce se întâmplă? E corect într-o căsnicie. Dar nu e dacă... cumva... Acum știu că bine, Claudia Pătrășcan așteaptă să-i se sufle în pânze ca să vină la emisiunea asta. Ea a fost tratată de fiecare dată când a dat interviuri cu foarte mult respect. Dar nu poți să întreb. În momentul în care intri într-o familie care este din zona politică, care politic are multe zone de gri, ce nu zone știi de unde gri. A intrat și dacă știi unde mă, a intrat... Mai zis și tu ceva că stai acolo. Bate în gură că spun ceva. Chiar nostru, uite-l, e trist. Când a fost Marina Almășan aici, mai avea puțin, punea capul pe banc și dormea. Nu e adevărat. Da. De ce? Cu ce am făcut? Atât am o singură întrebare. Ia. Dacă tu știi că intri într-o familie în care... Grea. Sigur, grea. Cu o familie care, sigur, se confruntă cu niște situații. Nu mai bine nu intri. Într-un clan, știi că sună nu clan. E clan. Nu a fost clan. Oamenii nu sunt condamnați. Mai în general, politicienii așa ați văzut. Băi, clanul. Ce cauți în interior... Adică, la un moment dat, îți pute ceea ce a fost ok? Eu nu cred că de nebună a început și ea tot ceea ce a început Claudia. Are și ea, probabil, mica ei parte de vină, dar când vezi că ai un om lângă tine care nu e ce trebuie, îl simți că nu e acolo, că nu e lângă tine, e tatăl copiilor tăi, tu ca și cloșcă, ca să zicem așa, tu trebuie cumva să știi pe ce cuib stai. Și atunci femeia a început, dă-i caută, dă-i verifică, dă-i... Ai dreptul să-ți cauți libertatea când ai fost înșelată, că nu e cum spune Bădălău, că trebuie 100.000 de femei să-ți înșelate și ea trebuie să stea. Greșit. Nu. Bun. Ce-i drept. Dar trecutul nu mai scormoni în el, că nu e bine. Bine așa, pentru că ai fost cumva părtașă la acel trecut. Corect. Și atunci nu poți să iei ca și cum da, eu n-am știut și pe mine nu m-a interesat. Probabil pentru ea rana e destul de adâncă. Și încă deși ea zice că nu mai suferă, că nu i-a trecut, nu mai interesează. Bine, o să treci la bucătărie, că o să vină și prietenul nostru Pove. Deci până atunci...